Bună ziua și bine v-am regăsit la Fermagazina Bio. Cum v-am obișnuit în ultimul timp, noi videouri cu animalele. Am mai făcut acum un video scurt pentru rățuște. Cam astea sunt rățuștele și bobocei, s-au acomodat. Imediat o să vă arăt și ce s-a mai făcut la căsuța porumbeilor. Bobocei, vedeți, sunt destul de ok, ca să zic așa, adică bine acomodați. Să duc spre apă, spre mâncare. Am să merg și eu cu ei încolo, pentru că urmează să vă arăt și ce am mai făcut la căsuța porumbeilor. De fapt, se și vede în imagine. Am făcut, haide să zicem, partea de jos. Am prins deja o grindă aici. Nu știu cum să fac să se vadă mai bine aceasta. Urmează să mai prind încă 4. Dar de timp e problema, în rest totul e ok. Am procurat și balamale și voi face acolo un spudnic, o ușiță, ca să zic mai exact, adică la unde este rapițul aici. Am rezolvat și aici problema, am bătut o scândură ca protecție, să zic. Și urmează să mai facem, mai trebuie să prind aici câteva stinghi. Cam atât momentan de la Working Progress despre ce facem noi cu rățuștele și cu porumbeii. Voi veni cu noi videouri despre ele. Până atunci vă urez o zi excelentă și sau ne auzim cu bine. La revedere! De fapt, încă mai că mai stau puțin pe rățuște, văd că mai este ceva timp să se focuseze și pe ele, pe bobocei, de fapt. Aceștia sunt cei 4 care văd că s-au făcut mari. Și cred eu că de aici nu vor mai fi probleme cu ei. Vă mulțumesc și vă urez o zi mai mult decât excelentă. La revedere de la Ferma Grădina Bio.